Autoritatea electorală permanentă informează că în ședința executivului din data de 19 mai a fost adoptată hotărârea de guvern prin care s-a stabilit că alegerile locale parțiale pentru primar și Consiliul Local să se desfășoare în data de 27 iunie. În cadrul aceleiași ședințe, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale. Conform prevederilor hotărârii, perioada electorală va începe în data de 23 mai. Candidaturile vor putea fi depuse până cel târziu pe data de 7 iunie, iar campania electorală va începe în data de 12 iunie. Totodată au fost adoptate hotărârile de guvern privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurării alegerilor locale parțiale, prin care sunt delimitate atribuțiile instituțiilor implicate în organizarea acestui proces electoral și hotărârea de guvern privind stabilirea cheltuielilor necesare, pregătirii și desfășurării în bune condiții alegerilor locale parțiale. Cele trei hotărâri vor intra în vigoare în data de 23 mai. Precizăm că la nivelul județului Călăraș vor fi organizate alegeri locale parțiale în comunele cu Zavodă și Frumușani.